Potrivit unui comunicat al APIA pe 20 iulie 2021 s-a încheiat perioada de depunere a cererilor de înscriere în programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate, fiind depuse 14239 de cereri pentru o suprafață solicitată de 1532,28 de hectare, după etapa de primire a cererilor în vederea stabilirii eligibilității acestora. APIA realizează controle administrative pentru toate cererile depuse, conform hotărârii guvernamentale pentru verificarea schemei de ajutor de minimis. După depunerea notificării cu 10 zile calendaristice înainte de începerea valorificării producției, APIA efectuează verificări pe teren privind existența suprafețelor și a culturilor declarate, iar reprezentanții direcțiilor agricole județene realizează evaluarea producției de legume înainte de recoltare, se menționează în comunicat. Valorificarea producției se va efectua în perioada 2 noiembrie-2 decembrie 2021, iar documentele care atestă valorificarea producției și registrul de evidență a tratamentelor vizate de către autoritatea fitosanitară vor fi depuse până la data de 3 decembrie 2021 inclusiv. În urma controlelor pe teren realizate, datele se introduc în sistemul informatic Calapia și în funcție de datele operate și verificate în aplicația informatică, Sistemul calculează automat pentru fiecare beneficiar suma la care are dreptul solicitantul, având în vedere ajutoarele de minimis încasate, suma cuvenită cu respectarea principalelor condiții prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea ajutoarelor de minimis. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis pe cultură pe 1000 de metri pătrați pe beneficiar este de 2000 de euro și se acordă în lei la cursul de schimb de 4.8725 de lei.